Atunci funcționăm non-stop, cu ani mai buni și ani mai puțin buni. În 2008 am ajuns, sau asociația a ajuns la concluzie că producția, că piața cere o producție diversificată, că ar trebui să mărim un pic capacitatea de producție și atunci am făcut și al doilea proiect pe Feader. Cu ce producție ați început? Noi am început în principal pe cașcavaluri, dar am fost și pe produse proaspete, doar la nivel de păhărele. Prin Feader, prin al doilea proiect, am crescut și capacitatea de producție, și capacitatea de depozitare, și mașini de colectare, și un lucru bun care a apărut după aia, banele de răcire pentru colectarea laptelui. Până atunci nu se punea problema laptelui conform. După aia am investit și în centrul de colectare și, asta e publicitate, reclamă se cheamă, nu? Suntem prima unitate autorizată din România pe industria laptelui după aderare. Deci unde o să vedeți el unul, indiferent cum se cheamă produsul, să știți că e făcut de Five Continents Group Botoșani. Și am fost mândră de lucrul ăsta. În 2007, toată comisia aia care a venit pentru autorizare, întâi a venit la noi. Am fost fericiți, cred că am și vrut să-i primim, nu am cârcotit, că lăsați că veniți mai târziu, lăsați că nu-i totul gata. Și pe următorul proiect ne-am modernizat, adică am trecut pe produse lactie. Avem linii de ambalat la peturi, am luat linii de gramaj fix la cașcaval. Nu mai mergem pe vânzare la gramaj variabil. Și toată lumea acum asta dorește. Unul vrea la 250, unul la 400. Avem linie continuă care eu fac locuri de cașcaval și porționează pentru fiecare magazin cum vrea. Și ce vreau să mai amintesc? Nimic nu merge dacă nu merge vânzarea. Degeaba produci, degeaba ai bani, degeaba investești. Rândul nostru a fost, îi spuneam colegului la Bătoșani, noi am început, am dat drumul la producție în decembrie 2005. La ianuarie deja vindeam. Unul din asociații firmei este în industria laptelui din 1993. Și ne-a asigurat piața, după aia ne-am dezvoltat și noi. Și ce să vă mai spun, trebuie să produci cât mai repede, din momentul în care ai terminat investiția. Nu te poți descurca să stai prin promoturi, să adică nu trebuie să produci cât te vine. De aia ne-am dezvoltat. Acum producem exact cât ne-am planificat să vindem. De aia ne-am mărit capacitatea de producție. S-au reușit contracte frumoase. Am ajuns să prelucrăm acum 100 de tone de lapte pe zi. Și cât ne-am propus anul ăsta să prelucrăm, mulțumim lui Dumnezeu, am ajuns să prelucrăm. Dar pentru că putem să primim și avem contracte de bun. Nu se poate să produci, să lași pe stoc, banii se blochează, gândiți-vă că numai într-o lună de producții plătim 4 milioane de lei. Dacă n-ai vinde, angajați avem 142 numărul mediu scriptic. Deci, da. Ați dat de muncă multă oameni din zona asta. Da. Și pot să vă spun că avem oameni care lucrează de când s-a înființat firma. Asta spuneam mai devreme, că noi suntem ca o familie. Ne știm și bunele, și relele, și grele, și ușoarele. Sunt și părți grele, sunt și muncă grea, uneori trebuie să stai peste program, alte ori sâmbătă, alte ori avem colectare și duminica. Avem fermele, au vane de răcire, centrele de colectare au vane de răcire.
Dar pe timp de vară, unde producția depășește capacitatea de stocare, lucrăm și duminica. Asta este în industria laptelui. Dacă este disciplină, toate merg bine. Și să nu producem pierderi. Discutam despre procesare, să știți că și ăsta e unul din... Pentru că am putut vinde, ne-am mărit capacitatea de producție. Noi... Vindeți peste tot, ce opțiuni vedeți? Tot ce înseamnă nu, supermarket, noi, hipermarket? Noi vindem peste tot, cel puțin în România. Da? Deci în toate hipermarketurile, supermarketurile suntem prezenți. Cred că până recent nu aveam cu Bila contract, dar mai nou avem și cu Bila. Hora, Mega Image, Carrefour, nu știu, cred că nu le fac reclamă, dar nu spun. Nu, nu mai spun. Au, știu că au ceva pe asta. Cine? Au, hipermarket, v-am zis Hora și cu... Deci, inclusiv la toți ducem la platforme, pe Moldova avem distribuții directă pe, și pe magazinele mici. Pentru că numai cu hipermarketurile, un pic lanțul este cam lung. Decontările sunt un pic mai grele, dar funcționează bine. Eu vă spun, te duci odată la platformă, ai dus pentru toată România la Kaufland, ai comenzele ferme și marfa pleacă și... Chiar unii dintre ei, cum e Kauflandul, îi nemțește și la plată. Dar fiecare cum reușește să încheie contractul, să negocieze și... Neajunsurile care ar fi? Neajunsurile din producție nu cred că vă privesc. Neajunsurile putem discuta cu ceilalți. Munca-i grea. Munca-i susținută și e grea. Adaugul și câștigul este foarte mic. Deci foarte mic. Neajunsurile altceva decât să spunem că ne luptăm zi de zi cu hipermarketurile pentru discounturile pe care le cer, nu avem ce să facem. Asta este. Ne luptăm zi de zi, adausul este foarte mic la produse. Cum spunea unul din patronii mei, dau un leu pe cașcaval, atâta câștigăm. Da, domnul Hanu, un leu pe kilogram de cașcaval, dar îl câștigăm. Menținându-ne contractele, chiar dacă uneori ianuarie-februarie asta este, încă în România prețurile sunt mai mari la materia primă, iarna. Uneori ianuarie-februarie ai o mică pierdere, dar făcând un calcul pe tot anul, nu ești în pierdere, ești cu... Suntem și în nord de extrem. Da. Nu mă refer la film, mă refer la kilometri pe stradă. Pe...